Partidul Poporului Dan Diaconescu organizează în perioada 19-28 noiembrie campania de donare de cărți intitulată Cartea Pâinea Zilnică a Fraților Noștri de peste Prut. Astfel, giurgiuvenii sunt rugați să doneze o carte din propriile biblioteci, pe care să o lase la sediul partidului din municipiu. La sfârșitul campaniei, volumele adunate vor ajunge la copiii din Republica Moldova. Așteptăm toți giurgiuvenii care au o carte în plus, care au o dublură de carte sau o carte care efectiv nu-i mai trebuie și este într-o stare destul de bună, să o doneze pentru a strânge cât mai multe cărți pentru această acțiune. Este o acțiune cu care ne îndreptăm încă o dată către copiii din Republica Moldova. Gândim că este o acțiune care va fi destul de benefică, mai ales că vin sărbătorile de iarnă. Elevilor le poate fi astfel oferită plăcerea de a descoperi poveștile care au făcut carieră în biblioteci de-a lungul anilor. Nu le vor prinde deloc rău nici dicționarele, atlasele sau culegerile de matematică și fizică. De asemenea, PPDD Giurgiu continuă seria acțiunilor pe care și-a propus să le organizeze pentru copii în ultima sâmbătă a fiecărei luni. De data aceasta, activitatea de sâmbătă 30 noiembrie va consta într-un concurs de tenis de masă. Toți copiii sunt așteptați să se înscrie la sediul partidului de pe pietonala Mircea cel Bătrân.